Avem acest colț de bară de la Insignia 2014. După cum se vede, aceasta este avaria. Va trebui să o lipesc, chituim aici. Dăm cu filler și terminăm. După cum vedeți, este diferență de culoare. Mai am aici niște zgârieturi. Și cam atât. Facem colțul până pe aici. Atât, nu prea mult. Atât a cerut clientul, atât a facem, nu mai mult. Înainte de a începe orice operațiune, pentru zona în care noi vom face pierderea, va trebui să polișăm acele zone. Așa că eu voi polișa această zonă și această zonă unde voi face pierderea. Curățăm zona. Mai întâi, în acest bidon puteți să aveți feiri pur sau orice alt săpun lichid pe care îl aveți în, eu știu, prin service. Sau puteți să folosiți anumite substanțe, dar mie mi se pare că astea sunt ok și sunt și ieftine și fac același lucru. Așa că nu trebuie să cheltuim bani pe ce nu trebuie. După cum vedeți, mai sunt anumite defecte, dar pe acestea eu le voi ignora. Eu trebuie să fac exact ce mi-a cerut clientul, să-i fac avaria. Aici și aici și acolo. Nu mă interesează restul. Da? Nu ne interesează restul. Facem doar ce ne spune clientul. Clientul este stăpânul. Noi cerem banii și atât. Nimic mai mult.
Probabil acum voi vă întrebați de ce eu acum am luat aceste piese la mână. Deoarece este mult mai ușor și nu vreau să mă duc, eu știu, să scăp mașina pe aripă sau, eu știu, să sparg această bandă și să mă duc unde nu trebuie. Este mult mai ușor să ne facem treaba în acest fel. Și în acest fel putem să verificăm și piesa dacă este ok sau nu. Regresăm piesa. O degresăm foarte, foarte bine. După care vom
aplica două straturi de primer plast și apoi vom aplica un filler Lush 3. Vom aplica un primer plast, da, pentru a face priză fillerul Lush 3. Nu recomand acest filler pentru cei care sunt la început, cei care încă învață. Acest filler nu este pentru a acoperi găurelele foarte adânci sau ceva de genul acesta. Este doar când pur și simplu aveți o anumită suprafață care nu necesită o acoperire foarte mare. Acesta este un filler foarte subțire. Este pentru atunci când spargeți vopseaua sau spargeți fillerul și ajungeți la kit, chestii de acest gen. După cum vedeți, aplicăm în straturi foarte subțiri, da? Nu ne aruncăm să aplicăm mai mult decât este necesar pentru a se scurge. Aplicăm, așteptăm să se usuce, mai aplicăm încă un strat, după care aplicăm fillerul. Acum demontăm carenajul, demontăm puțin aceștia, pe primele două șuruburi de sus în jos, pentru a îndepărta puțin bara de aripă, pentru a ne fi mai ușor atunci când vopsim și pentru a ajunge lacul și vopseaua cât mai în interiorul, cât mai pe interiorul barei, da? Ca să nu avem vreo surpriză. Să vină clientul la noi cu lacul sărit. Această grilă de la proiector mi-a dat puțin bătăie de cap, dar am reușit să o îndepărtez, fiindcă sunt un maniac, deoarece îmi place tot timpul îmi place să demontez toate piesele pentru a-mi face treaba cât mai bine și pentru a-mi fi mie mult mai ușor, pentru a nu izola. Deoarece am pierdut 3 minute ca să scot această grilă și cam aproape tot același timp îl pierdeam dacă și izolam. Și în plus de asta, uitați ce este aici. Când izolez, aceste lucruri nu le pot îndepărta. Da? Chiar dacă grila nu iese, eu în special voi fi în stare să o și rup. Numai să o scot de acolo, după care o rectific eu. Ok. Continuăm cu 1200 la apă. Șmirgheluim frumos. Izolăm. Și vopsire. Da, domnii mei, în special la culorile metalizate. Gri, în special folosesc 1200 la apă, deoarece nu vreau ca să-mi apară anumite zgrieturi în vopsea atunci când aplic vopseaua și nu vreau ca să le văd în piesa finită, absolut deloc. Așa că
mai bine luați cu 1200 la apă. Puteți să folosiți și 1000 la cu mașina de șlefuit, dar eu prefer să îi dau la apă, cel puțin la plastic, la bare, la tot ce înseamnă plastic, unde am foarte multe canturi. Prefer să folosesc 1200 la apă sau în special orice șmirghel de la 800 în sus la apă, pentru a face treaba frumos, pentru a fi și eu mulțumit și clientul meu mulțumit la sfârșitul lucrării. Facem frumos canturile și trecem mai departe. Băgăm banda atunci când izolăm, o băgăm cât mai în interior, da? La fel și aici, pentru a nu se duce gaz de vopsea pe far. Să păstrăm cât putem curate elementele mașinii. Să nu ne dăm de muncă și nici să afectăm cu ceva celelalte piese care nu au făcut parte din lucrare. Deoarece dacă clientul va observa, va fi nervos. Cu siguranță va fi foarte nervos și noi evităm acest lucru, să avem vreo o altă interacțiune cu clientul decât cea care trebuie. Adică atunci când ne dă bani, este fericit și pleacă. Okay.
curățăm suprafața. După care trecem la vopsire. Ce la treabă!